lumea-n culori, eu văd în alb-negru. Văd totul ce nu știu nimeni, nu mai e integru. Tot trag doar pentru ei, cine să te mai ajute? Ai nevoie de căldură, cine te mai pupă pe frunte? Cine te îmbrățișează încât te simți al nimănui, mă? Car un zâmbet cald din partea oricui, măcar în bună ce mai faci? Un răspuns politicos, fără scârbă în privire și văzut mai prejos. Fără să fii împins atunci când mergi pe stradă, bă, nu vezi pe unde mergi. Șmecheri doar în brigadă, pis de coarfe de vedete, ce visează la mertane, ce nu știu ce aia muncă și bătături în palme. Copii de 15 ani visează să ajungă pești, au uitat de jucării și cărțile de povești. Totul parcă e pe dos, asta este lumea acum, totul e cu sus în jos. Tu încearcă să fii mai bun, încearcă să fii. A dispărut copilăria, s-a dus pe pulă, gata. Copiii au smartphone și cer milioane lui tata. Ci 7 ani de acasă n-au de unde învăța ce înseamnă buna creștere și educația. Că vezi la 10 ani vorbind de smartoială, în loc să-și facă temele și să meargă la școală. Fete minori visează la mașini și vile, spun că au multe probleme și că banul nu mai vine. Și asta nu e bine, vor buzunarul pe plus, nerealizând că au viitorul pe minus. Părinții au început să nu-și recunoască urmași, își pun aceeași întrebare: oare unde-s copilași? Mergem cu zâmbetul pe buze, chiar dacă viața e tristă. Apare o întrebare, situația că rezistă. Lumea toată e în râs, nimic bun nu mai există. În evoluția e în floare, iar noi suntem cap de listă.